Incredibil! V-am zis eu, chiar dacă au trecut un milion de culegători, tot mai găsim și noi. Mamă, ce frumuseți! Wow! Bravo, porcu! Deci tot porcu e cel mai bun culegător. Deci sunt superbe! Dobro utro și bună dimineața de aici, din Sarajevo, Bosnia. Astăzi ne-am trezit destul de devreme pentru că avem un drum lung spre casă. Vrem să ne mai și oprim de-a lungul drumului, așa că e ora 8. Ne punem la drum în câteva minute și sperăm ca diseară, când se face noapte, să ajungem acasă. Hai să vedem cum decurge și călătoria asta din Sarajevo, Bosnia, până la Deva, cu Nedoara. Ne-am oprit să bem cafeluța. Am găsit un loc foarte fain cu panoramă, aici în munții Bosniei. Bineînțeles că arată foarte bine cafeaua. Cafea bosniacă. De fapt, cafea turcească. Mergem înspre Vama. Aoleu. Aoleu. Oprește și tu. O să opresc, dar e prea dimineață și sigur nu-s fripți. Peste tot în Bosnia se prepară miei la rotisor. Am văzut cu sutele. Mergem înspre Serbia prin peisaje foarte faine. Mai târziu ar trebui să oprim și noi să mâncăm un miel la rotisor pe aici. Mai avem încă câțiva kilometri prin Bosnia rurală până trecem în Serbia. Foarte interesant, prin Bosnia de fiecare dată am remarcat asta, casele n-au garduri. Foarte, foarte rar vezi câte un gard la casă. În rest, casa e în mijlocul câmpului și nu e împrejmuită cu nimic. Ajungem la râul Drina, suntem la vreo 2 km de Drina. Drina este și vama cu Serbia. Ne-am oprit aici la ultima pecara ca să ne luăm ultimul biurec bosniac din excursia asta. Deci ne umflăm iar cu biurec. E extraordinar de bun în Bosnia. Acolo ce ți-a luat? I-am zis o porție, nu? Foarte, foarte bune biurecurile bosniace, cele mai bune, de fapt. Am ajuns în vamă, aici sunt vreo 4-5 mașini înaintea noastră, hai să vedem cât stăm până trecem în Serbia. Am trecut foarte repede de vama bosniacă, suntem peste râul Drina. Uite un pescar acolo, în mijlocul apei. Doi. Continue straight. Trei. Aici văd că e un pic de coadă la intrare în Serbia. Probabil controlele sunt mai amănunțite, nu știu. Am trecut foarte repede în Serbia, vreo 10 minute am stat acolo pe pod. Mergem înspre Belgrad. Din nou prin Belgrad, prin cartierul Zemun. Urmează să trecem Dunărea și mai departe spre România, înspre Bela Țârva. Am venit foarte bine până aici, încă câțiva kilometri și intrăm în țară pe la Najdăș. Gata, am intrat în țară, în vame eram singura mașină. Am trecut foarte repede. O să mergem spre casă prin Oravița, Reșița, Caransebeș, Hacek, Deva. Ăsta e drumul care ne place nouă cel mai mult, deși cel mai scurt ca timp ar fi pe autostradă, pe la Lugoș, dar știți că nouă ne pleacă autostrăzile. Foarte probabil vom ajunge acasă pe ziua, înainte de a se întuneca. Suntem prin Oțelul Roșu, mai avem un pic până acasă, un cer foarte interesant aici.
O să ajungem acasă în câteva minute. Ramona e la volan, am pus-o la volan de ceva vreme. O să urmeze zilele următoare un vlog. Mai am anunțit cu toată călătoria mea. O să vă povestesc despre cât am cheltuit, pentru că mulți m-ați întrebat treaba asta. O să facem o recapitulare a lungii mele călătorii, foarte, foarte plină prin stanul. Am aproape 40 de zile de călătorie. E cea mai lungă călătorie de-a mea vara. De-abia aștept să ajung și acasă, de-abia aștept să ajung și la Vorța, să văd ce mai e pe acolo. O să încep din nou să mai lucrez la casă, să montăm geamurile, ușile și să vedem ce mai e prin grădină. Tare din nou! Astăzi, după servici, primul lucru care l-a făcut Marian Adventures a fost să se chelească și al doilea lucru, să plece după ciuperci. Pentru că ați văzut și voi, Facebook-ul e plin de ciuperci. Cred că au început să iasă foarte multe ciuperci. Alea poți să mănânci, dar încă nu sunt așa bune. Alea mai prin octombrie sunt bune, porumbelele. Au început să iasă foarte multe ciuperci. Mergem și noi în niște locuri, dar deja ne-am întâlnit cu niște culegători. Așa că s-ar putea să nu mai găsim și noi nimic. Dacă azi nu găsim nimic, mâine mergem mai departe, în alte locuri, și tot vom găsi noi și noi ceva. Dar eu din experiență știu că printr-un anumit loc, dacă trec 30 de culegători, și eu mai am șanse să găsesc câte ceva. Hai să vedem. Hai să vedem dacă avem sau nu noroc de o tocană de ciuperci proaspete, că îmi plouă în gură deja. Da, de cum am intrat în pădure, semnele sunt bune. Miroase fain a umezeală. Văd deja bălți, ceea ce înseamnă că a plouat foarte mult și condițiile pentru a fructifica ciupercile sunt foarte bune. Ba, deja am văzut niște soiuri de ciuperci, ceea ce înseamnă că e foarte bine și că șansele să găsim și noi câte ceva sunt foarte mari. Eu sper să găsesc crăițe. Da, într-adevăr, e plin de ciuperci aici pe lângă cărare. Plin de ciuperci și de urme de culegători. Plin de codițe tăiate și lăsate în urmă. Semne că... Ai găsit? Incredibil! V-am zis eu, chiar dacă au trecut 1.000.000 de culegători, tot mai găsim și noi. Mamă, ce frumuseți! Wow! Bravo, porcu! Deci tot porcu e cel mai bun culegător. Deci sunt superbe! Mâncăm tocană de hribi azi! Cred că am dat și eu peste o frumusețe! Ah! Într-adevăr, o frumusețe! Ai mai găsit porcul? Da, ea lase pe picior, lase la locul lor. Ăsta e extraordinar de frumos. Tone și de alte soiuri, ceva rusule. Sunt comestibili și ăștia, dar eu nu iau decât în cazul în care nu găsesc alte soiuri care sunt cele mai gustoase. De exemplu, astăzi, dacă nu găseam hribi și poate crăițe, eu încă sper să găsesc crăițe, semnele sunt foarte bune, dacă nu găseam, luam rusule, da? Așa. Dacă am găsit hribi, uite încă unul aici, o frumusețe, încă unul aici imens, dar ăsta deja e moale. Îl lăsăm pe picior să-și împartă sporii și să perpetueze mai departe specia. Ce ai găsit, crăiță? Incredibil! Deci porcul ăsta găsește imediat. Prima crăiță. Proaspăt ieșită din ou.
Deci nu, nici n-am intrat bine în pădure și e plin de ciuperci. Încă un hrib. Extrem de fain. În ritmul ăsta umplem coșul în câteva minute. Auleu, ăsta nu l-am văzut. O frumusețe! Da, într-adevăr, e un an extraordinar de bun. Wow! Așa ceva! Vai de capul meu, ce frumuseți! Absolut fabuloși! Încă unul aici! Deci n-am mai găsit așa bogăție de ciuperci de multă vreme. Super, super! Deja am găsit o grămadă de ciuperci. Wow, încă unul imens aici, îl lăsăm în pace. Și asta într-o zonă unde de regulă nu prea găseam. Deci nu e o zonă foarte bună de ciuperci. Și aproape ne-am făcut cu ciuperci pentru câteva tocănițe. Mergem mai departe, mergem mai departe. Cu siguranță astăzi se anunță o zi foarte bună la ciuperci. Deja am văzut două frumusețe aici. Absolut perfecți! Absolut perfecți! Wow! Încă unul. Și aici cred că mai e încă unul ascuns în frunze. Absolut superbi! Ah, ce tocană tragem diseară. De-abia aștept. Mi-e o poftă de nu mai pot. În timp ce filmam pe ăștia, de ăsta am peste ăsta am sărit. Nici nu l-am văzut. Care e cel mai frumos dintre toți. Până am stat eu și am filmat aici, a venit Ramona cu încă o plasă incredibil. Era să calci pe el. Aici n-am intrat bine în pădure. Așa ceva, așa ceva. Vai de capul meu, ce frumuseți! Bineînțeles că ajungem și în locul de crăițe. Și Ramona a ajuns prima. Aoleu, aoleu. Asta nu e ieșită din ou. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Wow! Așa ceva. Hai să le culegem cu grijă. Aoleu, ce aici? Încă un grup aici. Încă un grup aici în jos. Vai de cap, păi deja umplem coșul, porcu. În 10 minute? Da. Deci ăsta e record absolut. Extraordinar. Uite, astea abia ies din ou aici. Vezi că mai sunt multe. E, alea foarte micuțe nu le luăm. Uite, unul aici. Sunt superbe, absolut superbe. Acum vreo 2 sau 3 ani doar s-a mai întâmplat așa ceva, dar se întâmpla în vară. Acum văd că se întâmplă în toamnă. Încă o frumusețe aici. Proaspăt ieșit din ou. Mai e unul micuț aici care îl pozează Ramona. Aici încă unul foarte mic. Deci crăițele astea sunt fenomenale cum ies din ou, efectiv. Aici una a ieșit deja. O să le recoltăm cu grijă. Ha! Tone, tone de rusule! Atât de frumoase, îmi vine să le iau și pe astea. Dar având coșul deja plin de hrib și crăițe, nu le mai iau. Extraordinar, extraordinar de fain astăzi. Mă așteptam să găsim, dar nu halul ăsta, sincer. Deja suntem de, nu știu cât avem, 20-30 de minute. Și am umplut coșul. Crăițele
sau roinițele, cum le spune la noi la Vorța, cresc în pâlcuri. Am mai dat peste un cuib aici. Ai de capul meu. Deja nu mai avem în ce le băga. Vai de capul meu. Deja coșul e aproape plin. Cu astea de aici clar le umplem. Umplem coșul. Absolut superbe. Absolut superbe. Și încă, și văd că a mai fost un colegător nu de mult aici. Astea probabil sunt ieșite de dimineață, că am văzut codițe. O zi incredibilă, cred că printre cele mai bune zile de cules ciuperci. În aproximativ jumătate de oră am umplut coșul. Coșul l-am pus lângă alte frumuseți, niște hribi perfecți. Aici în jurul meu e plin de alți hribi perfecți. Cu aia clar pun vârful la coș și cam asta e, mergem spre mașină că nu mai avem în ce să le băgăm. Acesta fiind un vlog în care eu am cules ciuperci, din nou vreau să vă spun să aveți mare grijă când culegeți ciuperci. Mergeți prin păduri, culegeți ciuperci, pădurile sunt pline acum, dar e și foarte riscant fiind pline pădurile. Pentru că nu sunt doar ciuperci comestibile, sunt și ciuperci otrăvitoare printre ele. De multe ori, unele seamănă foarte bine cu cele comestibile. Studiați-le foarte bine, luați-vă ghiduri de determinare a ciupercilor, studiați-le pe net cu lux de amănunte și de-abia când sunteți siguri că știți ceea ce mâncați, abia atunci să le mâncați. Pentru că altfel puteți ajunge la probleme destul de mari, intoxicații destul de nasoale sau unele pot fi chiar mortale. Deci chiar nu e de joacă cu ciupercile. Și încă o dată vă spun, nu mâncați o ciupercă doar prin faptul că ați văzut la Marian Adventures că el a cules-o și a mâncat-o. Nu, e total greșit. Studiați-le, de exemplu, crăițele, Amanita cesarea, seamănă foarte mult cu Amanita muscaria. Există Amanita muscaria care seamănă foarte bine cu astea. De regulă, Amanita muscaria e mai închisă la culoare, adică mai portocalie și are și pete. Dar am văzut multe exemplare care nu aveau pete și seamănă foarte mult cu Amanita cesarea. Ei bine, la Amanita cesarea neapărat trebuie să vă uitați după partea asta de jos, pentru că ea iese efectiv dintr-un ou și culoarea piciorului este deosebită față de celelalte, foarte, foarte portocalie, iar în centru e albă. Contează foarte mult și habitatul unde le găsiți, contează multe, multe alte aspecte pentru a determina corect o ciupercă. Dar v-am zis, pentru asta există ghiduri, există cărți. Porcul să nu calci pe ele. Nu le culege, că sunt prea frumoase. E plin, plin de hribe aici în jurul meu. Uite, tu stai pe ele. Da, 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 sunt aici lângă mine. Mergeți prin păduri, culegeți ciuperci. În concluzie, sunt extraordinar de bune, extraordinar de sănătoase. Dar mare grijă să le determinați și puteți, cine știe, poate... Și voi, ca și mine, vă îndrăgostiți de domeniul ciupercilor și va fi o plăcere după aia să le determinați, să le învățați, să studiați despre ele, cum fac și eu. Mergem înspre mașină. Coșurile sunt pline, plasa Ramonei e plină, efectiv de-abia le car, cred că am vreo 10-12 kg aici în coșul ăsta. O zi extraordinară de bună. Cred că top 3 zile de când culeg eu ciuperci. Cam în jumătate de oră, 40 de minute, am umplut tot ce se putea. Încheiem aici acest vlog. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal.
Încă o dată la încheierea acestui vlog, mergeți prin păduri, culegeți ciuperci, dar aveți grijă mare la identificarea lor. Se face așa. Ăsta e bun. Uite, o mai găsit unul. Da, ți l-am luat din coș. Din coș. O frumusețe. Ăsta e bun. E așa identifică. Până la următorul vlog, de aici din pădure, noi vă spunem la revedere. V-am zis că oricâți culegători trec printr-un loc, tot mai găsești. E bine, noi exact pe aici am trecut. Ia uite. Ia uite, un ou de crăiță. O minune, efectiv o minune. Înăuntru o crăiță.